Președintele nostru. Suntem alături. Hai să vedem. Ce clasă ești? Clasa pregătitoare foarte tare. Deci ai câte 6 ani? Bravo. Raul mi-a fost elev. Mulți înainte. Mulți înainte. Doresc. Și cum îți place la școală? Descurci? Nu mai am baterie. Vreau să fac și lui ăla. Bună ziua! Bună ziua! Dăm barna să vedem. Pare bine, Horia. Ne facem o poze? Sigur, cu tot dragi. Asta, să te gnați filmul. Să te gnați filmul. Vă salut! Da.
Ok,
chestiune importantă acum, președintele nu prea are el multe trebuie și cu economia așa direct, dar pe politică externă mă gândești, mai ales la migrație, la emigrație, e o chestie mare, e o... asta și grea. Partea principală a programului este cum continuăm să mergem în țară, dar nu plecăm de lucrurile bune aici, că să vreau să rămână. Că mulți se gândesc cum să-i doargă pe aia de afară, dar important este să nu plece ăștia care au mai rămas. Și una așa pe aia, pe la deci, ce plecați, am vorbit cu mulți, a fost acum 100 ani în diaspora, a fost plecată și în Statele Unite, în Germania, Franța, și ziceau, sunt în 4-5 oameni care s-au venit, mi-a deschis un cartelier, era primarul, Chris, mă răste bine, care vrea să-i fac, a plecat un altfel, cum ai să-ți fie plecat. Da, așa e, e, da? E, e greu. Toți știm. În primul rând că... Toți suntem întreprinzători. Știm, nu lovim de asta, ne-au obișnuit. Mulți au copii acolo și acum ai leagă copii. Mulți s-au învățat cu alți timp de a face o afacere, o treabă și aici între voi. Chiar dacă se întorc pleacă, problema e să nu mai plece care sunt. Că e o tendință. Pentru asta trebuie să încurajăm să susținem antreprenorul, să nu mai facem firme țineți. Da, da, da. Asta este. Orașele mici, mai ales, noi suntem un exemplu mai fericit, așa, pentru că suntem primul oraș, normal, de sus, de lung, pentru că mai sunt 7 litri de lucru. Toate satele și ce vreau să-ți fac cumpărăturile aici, așa, cu uge și ca populație, cu doar, mai ales, ziua nu se bagă pe seara. La seara, cam pustiu, așa, și... Dar mai ales sunt alte orașe, de exemplu Bălan sau alte care sunt fantome, adică acolo e practic primarul și 300 de oameni, e pustiu. Da, pentru că asta probabil vor fi niște reforme administrative. Da, da, da. Pentru că și comune sunt 50 de oameni, 30 de oameni. Și bătrâni și n-au dispensare și n-au ce să le facă cumpărăturile, ce să le dai lemnul. E un sfir de ăsta, păturarul sau nu știu cine care face reguli. Însă probleme destul de grele. Pe care le putem să le rezolvăm dacă ne apucăm să lucrăm la el. Exact ca și cu autostrăzile. Noi vorbim de 30 de ani de autostrăzi, dar nu ne apucăm să le facem. Așa e. Dacă nu te apucăm să le faci. Totdeauna mă răsăcesc la India, acolo, extraordinar. Da, da, da. Da, pe asta. Mai ales că ungurii au ajuns pe autostrada până în graniță, la noi, de râsul. Chiar depinde doar de noi acum. Asta vrăjeala că nu ne lasă America, Germania, să facem autostrada. Asta e o scală ca să ne zic. Altă chestiune care vine în cap. De exemplu, uitați, țara noastră aici, cred că dacă facem un cerc de 50 de km, suntem una din cele mai bogate din lume care sunt. Pare o glumă, dar așa este. Practic, aici sunt este cărbune, petrol, sare, ape minerale, pădure, într-o zonă mică, da, da, da. E plină de faună, floră, peisaj, toate alea. Populația totuși pleacă și resursele care se exploatează de aici, oamenii n-au niciun beneficiu. Dar asta e valabil și cu țara, adică sunt de principiu că trebuie să exploatăm gazele din Marea Neagră, pentru că e un beneficiu pe care trebuie să-l avem acum, pentru că peste 30 de ani s-ar putea să se ieftinească, să mai inventeze alte lucruri, energie verde, soare, și să nu le mai exploatez deloc. Lumea de asta, acum gazul exact la momentul de maturitate, când raportul preț-calitate justifică exploatarea. Dar sunt chestii, sunt sonde pe la noi, sunt astea, s-au făcut tranzacția cu OMV-ul, a făcut la o societate ce, olandeză, mazarin, ce, acum și forările și toate chestiile astea, să nu fie complicate acolo. Nu știu cine îi verifică, cum cimentează puțurile alea, cum... Asta ține de respectarea legii. La noi pare că totul e pe târguială și pe dacă dai și pagă da, potrivită. Da, adică să nu văd garantată stricată sau nu sunt aproape imposibil de așa. Am putea continua discuția, dar aveți aici doi președinți din India, localul care a fost... Eu sunt duc la vorba așa, nu e... Bine. Noi trecem fotografii pe partea cealaltă. Haideți, vă rog, să ne aranjăm, că nu putem sta mult pe carosabil. Haideți, repede, repede. Rămâneți acolo. Ați făcut și voi? Sunt ok?
Ok, mulțumim! Mulțumim mult!